Nu am vrut să fac această prezentare pe care o să vă arăt. Ideea mea era să fac o prezentare complet nouă față de ceea ce am prezentat la Fearless, însă acum o lună și jumătate, în timp ce dădeam o formă prezentării care trebuia să fie aici, am avut un vis. Și nu glumesc, chiar am avut un vis. Și cum fac de obicei, am încredere în visele pe care le am și am hotărât să adaptez prezentarea pe care am avut-o la Fearless în 2016. Da. Și pentru colegii mei din România. Din păcate, sunt câțiva dintre voi care ați fost la workshop-urile mele și știți despre ce este vorba. Mai știu că sunt și alții care știu, chiar dacă n-au fost la workshop-ul meu despre ceea ce o să vorbesc. Însă, cei mai mulți dintre voi nu știu, sau știu doar frânturi și pentru mine este și o ocazie foarte bună să iau de la început, după această prezentare, pentru că nu o mai face vreodată, inclusiv la workshop-urile mele doar voi face ceva foarte scurt despre povestea pe care o să o vedeți. De ce fricile unui fotograf de frică? Am vrut să fiu un joc de cuvinte. Anul acesta se fac 10 ani de când sunt fotograf de nuntă. 10 ani pe care am început cu multă teamă, dar și cu așteptări uriașe. După 10 ani, suma fricilor a rămas aceeași, doar fricile s-au schimbat. Sursa fricilor mele, câteva dintre ele. Primul și cel mai important, dezechilibrul familie-muncă. Ei au fost de la mine prioritatea mea numărul 1. Mi-am dorit, încă de când am început să fac fotografie de nuntă, să fiu mai mult prezent în viața lor decât absent. Acesta este și motivul pentru care destul de repede am renunțat și la jobul pe care l-aveam înainte. Soluția mea pentru acest dezechilibru muncă-familie pe care îl observ la foarte mulți din colegii mei și ca și mine se străduie să țină lucrurile într-un echilibru, a fost să îmi limitez numărul de evenimente și să rămân la o viață relativ modestă. Așteptările, visele mele sunt destul de simple. Nu-mi doresc să mă îmbogățesc din fotografie de nuntă, îmi doresc însă să am o viață decentă. Asta înseamnă 20 de evenimente pe an, orice s-ar întâmpla. Și fără weekend-uri cu două evenimente. Deocamdată atâta pot să facă să fiu suficient de prezent în viața familiei mele. Lor le datorez plăcerea de a fotografia familiei mele. În momentul în care lucrurile nu merg foarte bine, familia mea și fotografia mea are de suferit. Și niciodată invers. A doua sursă a fricilor mele este raportul așteptări versus realitate. De câte ori nu ați început și voi poate o nuntă plin de entuziasm, pe baza informațiilor primite de la mine, bineînțeles, și îți dai seama că aproape nimic din ceea ce știai nu este cum îți imaginai. Eu mi-am luat 100 de țări de până să mă prind că, de fapt, soluția este să nu ai nicio așteptare. Este foarte greu să nu ai nicio așteptare, însă te eliberează complet de frica asta, cel puțin. A treia sursă a fricilor mele este partea aceasta cu competițiile și cu premiile. ISPWP, WPS, MyWed, Fearless, WPGA și câte și mai câte competiții în fotografia de nuntă. Până în 2015 eram activ în aproape toate. După momentul 2015, când am reușit să ating, mă rog, să fiu un top 10 Fearless,
presiunea a crescut și mai mult pentru că vreau să rămân acolo. Și nu a reușit. În 2015 n-a reușit să rămân acolo deloc. Eram, adică am fost undeva, nu știu, top 100 probabil, dar nu conta. A fost destul de frustrant pentru mine, deși m-a străduit.